Violența domestică este în creștere în România. Doar anul trecut au fost înregistrate peste 100.000 de cazuri, cu 5% mai mult față de anul 2022. Iar potrivit Poliției Române, cele mai multe, mai exact aproximativ 60.000 de sesizări, au venit din mediul rural. Pe de o parte, eu cred că această creștere a incidentelor raportate de violență domestică se datorează tocmai faptului că femeile din România în mai mare măsură, din ce în ce mai mare măsură, apelează la autorități atunci când sunt victime ale violenței domestice. Foarte, foarte multe decenii, româncele nu considerau că merită să se apere de violența domestică sunând la poliție. Potrivit specialiștilor, victimele acestor violențe domestice sunt în proporție de 70% femei, iar creșterea numărului de raportări ar fi generată de o încredere mai mare în autorități pentru rezolvarea acestui gen de situații. Această creștere pe care o vedem în raportări, cred că pe de-o parte ar trebui să fie o veste bună, pentru că vedem că din ce în ce mai multe românce care sunt victime ale violenței domestice sunt dispuse să sune la poliție. Avocații susțin că ar trebui aduse noi modificări legislației. Cei care fac lege în țara asta ar trebui să regândească sistemul, pentru că se demonstrează și este demonstrat că simplul fapt de a înlătura temporar, e de subliniat elementul ăsta, pe agresor nu este suficient, pentru că în tot acest timp în care agresorul, să spunem, este înlăturat din casă, este evacuat din casă, este obligat să stea, așa știu eu, pe la rude, prieteni și așa mai departe, de fapt el nu se vindecă cu ghilimele de rigoare, dar nu-și descarcă acea agresivitate pe care o are, ci din potrivă, el se încarcă. S-ar trebui să se lucreze din punct de vedere psihologic, poate, de ce nu, și din punct de vedere psihiatric, pentru că sunt multe cazuri de psihiatrie, să mă rog, care ar fi pretabile într-o analiză psihiatrică, cu victima și cu agresorul.